Un groaznic accident a avut loc în județul Suceava pe DN17 între localitățile Stroiești și Ilișești. Șoferul unui tir încărcat cu deșeuri din lemn, în timp ce urca într-o curbă, a pierdut controlul asupra direcției, cel mai probabil după ce un element de prindere a încărcăturii a cedat. Tirul a intrat în balans, iar încărcătura a căzut peste o mașină care venea din sens opus. În urma impactului puternic, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Prima lui zi, pe anul ăsta. Am văzut de acolo, din curbă, de sus. S-a răsturnat exact peste omul ăsta. Avea 5, s-a cedat 5 și au intrat țanduri în omul ăla. Pachetele de acolo. Asta e. Și a căzut încărcătura direct în mașina cealaltă? Sunt da, din spate, da. Iar când a intrat de acolo, eram în spatele unui camion, n-am văzut așa de bine. Că a strigat colegul ăla de stație că oprească, că-l omoară. Și el a încercat să o redreseze, probabil, că a intrat în contrasens. Și a trecut exact prin lângă asta. În momentul ăla au cedat 5 și s-au dus exact pe el. Asta e. Pompierii s-au deplasat cu 3 autospeciale, o ambulanță și 2 autospeciale de descarcerare. La locul accidentului, militarii au găsit într-o auto utilitară care transporta înghețată 2 victime. Șoferul, un tânăr în vârstă de 24 de ani din județul Botoșani, era încarcerat la volan, acesta fiind practic strivit sub mastodont. A doua victimă implicată în accident, însoțitorul șoferului decedat, este tot din Botoșani. Acesta a primit primul ajutor medical de la pompierii de pe ambulanța SMURD, după care a fost preluat de o ambulanță, fiind transportat la unitatea de primire a urgențelor Suceava. Pompierii militari au descarcerat victima decedată cu ajutorul utilajelor și accesoriilor din dotare, au balizat zona și au verificat eventualele scurgeri de combustibili. În interiorul unei mașini de transportat înghețată, șoferul era decedat, strivit sub material lemnos ce provenea dintr-un autocamion care se afla în trafic. La fața locului mai era o victimă în interiorul autoutilitarei, care a fost preluată de un echipaj de la ambulanța Suceava. Pompierii militari de la descarcerare au scos victima decedată din interiorul microbuzului. A treia victimă, șoferul tirului în vârstă de 34 de ani, se pare că a suferit un atac de panică și acuzat dureri în piept. El a primit îngrijiri de la paramedicii SMURD, după care a fost transportat la spitalul Suceava. A sărit de morca din gârlic? Nu, dar de văzut. Da. Pandelea! Da. Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? A sărit din cârlic sau ce s-a întâmplat? N-a sărit, domnule, din cârlic, nimic. Stați un pic, vă spun. În urma accidentului, traficul pe DN17 a fost blocat pe ambele sensuri mai bine de o oră. Pe DN17, între localitățile Stroiești și Ilișești, în județul Suceava, a avut loc un eveniment rutier cu implicarea unui autotren și a unei autoutilitare. Din verificări s-a stabilit că un camion încărcat cu deșeuri din material lemnos, care circula din direcția Gura Humorului către municipiul Suceava, într-o curbă prevăzută cu limitare de viteză de 50 de km la oră, a intrat în balans, a pătruns pe contrasens, unde o parte din încărcătură, respectiv material lemnos, s-a răsturnat peste o autoutilitară. Din eveniment a rezultat decesul șoferului autoutilitarii, un bărbat în vârstă de 24 de ani din municipiul Botoșani, precum și rănirea pasagerului din dreapta. În continuare, polițiștii rutieri împreună cu celelalte instituții competente fac verificări cu privire la legalitatea încărcăturii și cu privire la stabilirea cu exactitatea cauzelor producerii evenimentului rutier.